acest drum atât de util orașului și locuitorilor săi este foarte aproape de finalizare. Ce ne puteți spune despre tot acest efort pe care l-ați făcut? Da, într-adevăr, pot să zic că am avut noroc că am dat de o firmă serioasă. Contractul era până în martie. Drumul este de 9 km. Noi până la sfârșitul anului decembrie, bine, astăzi terminăm cu ultimul strat de asfalt, dar mai avem multe lucrări mici care necesită timp. Eu cred că până la sfârșitul anului, până în decembrie, vom termina lucrarea. Într-adevăr, drumul de centură arăta dezastros. A trebuit să o luăm de la zero și a trebuit să punem 25 de centimetri de piatră compactată, după care am pus două straturi de asfalt, blinderul și stratul de uzură. Acum suntem la stratul de uzură. Eu sper că astăzi drumul de centură îl vom termina. Până la ora 4-5 se va termina. Într-adevăr, acum arată altfel. Toată strada, bine, drumul de centură nu va avea pistă de biciclete, dar celălalt tronsor va avea pista de biciclete, strada Megidiei. Într-adevăr, drumul arată super acum. Toți locuitorii sunt super, super mulțumiți. Chiar spuneau că s-a scurtat distanța, având acum un drum bun făcut. Și, într-adevăr, astăzi vom termina și vom trece la Rigole și ce lucrări mai avem pentru a definitiva lucrarea. Asta vreau să vă întreb, ce lucrări mai sunt de făcut, despre care spuneați mai devreme, da, mai mic. Pe toată distanța, strada canalului și drumul de centură, vor veni niște rigole betonate, care vor prelua apele și, într-adevăr, o să arate mult mai bine, după care va veni ultima fază de trasare a drumului. Și sperăm că până la sfârșitul decembrie vom termina lucrarea. Care sunt principalii beneficiari ai acestei lucrări, acestui drum? Bineînțeles, în primul rând cetățenii. Cum v-am spus, drumurile s-au scurtat acum, se poate ieși foarte ușor din oraș. Acest drum de centură erau pentru mașinile grele și pe aici vor circula în condiții optime. Bineînțeles, și pentru firmele care le avem în Cernavodă și pentru cei care traversează orașul, este un beneficiu că se poate circula în condiții bune. Sunteți foarte aproape de a finaliza, iată, această lucrare. Spuneți-ne în ce a constat din punct de vedere tehnic și cum s-au derulat lucrările. Păi, în clipa de față ne aflăm pe drumul de centură, tronsonul 2, situat între kilometru 2 plus 260 și 0 plus 765. Ca și etape de construcție, în primă fază a constat într-o scarificare cu reprofilare a materialul existent. În etapa a doua, venind cu un aport de piatră de 20 de centimetri. Structura în continuare are două straturi de asfalt, binder cu uzură. În clipa de față ne aflăm la stratul de uzură, turnând cu două eșaloane complete de asfalt, trei cilindri, cu dronatoarele în față, cu emulsie, perii. Preconizăm că astăzi să închidem tot, ca drum principal.